tantissimi auguri di buon anniversario con amore di Enzo, Antonio e Alexandra. Ela, da, vă pot îmbrățișa pe ambii. Așa, în locul la dumneavoastră. Orașul Bălți. Mă numesc Ghenadie, reprezint compania Surprize la ușa ta, iar astăzi mergem la restaurantul Peștișor să felicităm pe domnul Anatolie și doamna Tatiana pe aniversarea de 50 de ani. Iar noi mergem să vedem reacția și emoții. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa la care tu nu poți ajunge. Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Surprize la ușa ta. 069 033 222. Bună ziua! Avem nevoie de tinerii noștri. Surății! Noi nu-i cunoaștem, cine sunt? Bine v-am găsit! Am înțeles că astăzi faceți ziua nunții, da? Da! Și am venit cu mare drag de la oameni speciali sufletului dumneavoastră care a hotărât să vă surprindă frumos și să vă aducă cele mai frumoase daruri și cele mai frumoase flori. Să știți că pentru doamna Tatiana sunt cele mai frumoase flori și sunt dăruite din suflet pentru dumneavoastră, vă rog mult. Pentru Miria am ceva mai special, aici am un plic. O să-l... Da, acasă o să faceți schimb, eu cred că este în bugetul familiei. Este pentru dumneavoastră și poate vă întrebați de la cine noi am venit astăzi. De la cine? De la Valeriu Gheorghici. Cine? Dima. Este câteva mesaje frumoase, dacă ne dați voie să-i dăm citire și o să vă dați seama. Sigur. Nu există niciun cuvânt care să descrie fericirea de astăzi și dorințele noastre pentru voi. Dragii noștri părinți și bunei, felicitări pentru aniversarea căsătoriei și ne bucurăm că ați petrecut încă un an fericit, la mulți ani. Tantissimi auguri di buon anniversario con amore li Enzo, Antonio e Alexandra. Vă mulțumesc frumos! Eu, fără vă mulțumesc frumos! Vă pot și mă prieteni? Da, vă pot îmbrățișa pe ambii. Vă prieteni! Așa, în locul la copii dumneavoastră. Dar nu este tot chios, vă rog să-i lăsați ceva frumos aici în cameră. Nadia, scrie slova, tot că ne place. Дорогие мои дети, большое вам спасибо за ваше внимание, за то, что вы у меня есть. Конечно, хотелось бы, чтобы вы были рядом с нами. Антонио Спромитка из Фин Молдова, ну, Мэдика, чтобы тот из Фицалетур Немини, Шалетур Тоц, Атропияци, Шипаринци, Ноштри. Вы мулцуним Дин Суфлет, его сюрпризы, Минунат. Vă mulțumesc și cât pe curând să ne vedem. Așa, dumneavoastră ce le spuneți? Eu de mult nu mai spun un cuvânt frumos. Mulțumim pentru tot ce i-au făcut pentru noi. Noi de grabă n-am să vedem și i-au lămurit tăți, i-au povestit tăți și au fost aici al nostru frumos. Cum ne-au primit foarte bine și felicitări am primit de la dumneavoastră. Noi am făcut-o cu mare drag, da, pentru aceste emoții, da, noi frumoase, cu mare drag, pentru aceste lacrimi. Am primit aceste emoții. Mă așteptam ceva, dar nu asta. Da, n-am, nu ne-am așteptat. Să știți că meritați. Nu, mă ne znali. Noi vă dorim sănătate și toți acești oameni dragi care astăzi au venit la dumneavoastră. Mulțumesc! Ei își doresc ca să venim și la 100 de ani, da? Dar la sfârșit ce trebuie să facă ei doi? Amar! Nu-i plin, băi, nu-i plin. Mireasa, da.
Sănătate! Sănătate vă dăm și fericire! Și trăiți! Și trăiți!